Ăsta de aici, noi sacul moșului, e sacul meu cu o tonă de produse și sper să nu vă plictisiți până la final. Salutare, fete dragi, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un clip care se află printre preferatele voastre și anume MTs, produse consumate. Am pus toate produsele pe care le-am terminat în ultima vreme aici, în această pungă. Sper să nu facă prea multă gălăgie această pungă. Vreau să vă spun că majoritatea produselor sunt de make-up și câteva sunt și de îngrijire, așa că eu zic să le iau pe rând, pentru că cele micuțe s-au dus la fund și alea vor fi mai pe finalul clipului, dar am să încep cu chestiile care sunt mai voluminoase aici înaintea mea, așa că primul lucru pe care l-am aici la îndemână este această cutie cu retinol. Sunt niște fiole foarte bune, Gerovital H3. Sunt 10 fiole uleoase pentru că retinolul este vitamina A și vreau să vă spun că o fiolă va ajunge pentru 2 seri dacă nu vă puneți și pe gât și pe bust. Mie personal îmi ajunge o fiolă 2 nopți la rând dacă îmi aplic doar pe ten și pe gât. Este un produs extraordinar de bun, așa că cu siguranță îl voi avea pe lista de recuperare. Alte două produse pe care le-am terminat tot de la Farmec Gerovital, două cutii din acestea cu benzi depilatoare. Am încercat și varianta cu verde, dar aceea nu prea mi se potrivește și îmi plac mai mult acestea cu orhidee. Apoi tot de la Farmec am terminat acest săpun cu glicerină, un săpun lichid. Îmi place mult pompița, am să o salvez pentru că am un gel de duș care n-are pompiță și cred că se va potrivi. Dar ăsta este săpun lichid antibacterian cu glicerină, cum v-am mai spus. Este hidratant, ai nevoie de foarte puțin produs pentru că face o grămadă de spumă. Vi l-am arătat în clip cu rutina de îngrijire a mâinilor și acum vi-l arăt că l-am terminat. Alte produse pentru păr, cum v-am spus, tot ce vă arăt în clipuri, eu chiar și folosesc. Un șampon uscat de la Gerovital, tratament expert. Acesta mi-a plăcut foarte mult, s-a terminat repede pentru că e singurul pe care l-am mai avut în casă. Dacă vă vine să credeți, momentan chiar nu mai am niciun șampon uscat în casă. Poate unele dintre voi vă întrebați pentru ce îmi trebuie mie un șampon uscat, dar îmi place să îmi reîmprospătez rădăcina părului pentru că nu-l spăl zilnic și părul meu este uns la rădăcină, așa că acest gen de produs mă salvează și în plus îmi dă și volum. Apoi vreau să scot afară un produs care e super lipicios și nu știu ce s-a întâmplat cu el. L-am folosit, dar nu știu, cred că i-o fi trecut vremea sau ceva, pentru că efectiv nu funcționează. Este un demachiant pe bază de ulei de la Pupa. Sticluța e toată super lipicioasă. Am aici un șervețel pe care am să îl și pun pentru că vă zic sincer, nu știu ce s-a întâmplat cu el. A fost foarte bun, dar nu știu, probabil i-o fi trecut vremea. Apoi, un exfoliant de la Sephora. Se cheamă Beach Vibes. Sincer, nu știu exact dacă se mai găsește, pentru că a fost o ediție acum câtva timp, într-o vară. În fine, scrie Exfoliating Body Granita. Era sub formă de gel. Am lăsat aici ultima parte pentru că efectiv n-am mai putut să mai folosesc. A fost eficientă pentru că avea particule din acestea mici, dar textura, nu știu dacă puteți să vedeți, vedeți, e de marmeladă. Mirosul a fost foarte plăcut în schimb, foarte fresh, dar textura e așa, nu chiar de marmeladă, zici că de slime. Dacă v-ați jucat vreodată cu slime, cu siguranță știți despre ce vorbesc, cam aceea e textura. Apoi, o cremă de corp de la Pupa, din gama Milk. Asta a fost ceva ediție limitată, dar a fost foarte bună. Apoi, niște perle pentru baie. Astea le-am găsit la un magazin local și văd că este o firmă din Germania, Purclair. Am mirosit foarte plăcut, mai am încă o sticluță. Și, sincer, nu prea am văzut nu știu ce efect la baie, la... Dar, în fine, le-am folosit. Un spray pentru păr Wash and Go. Acesta a fost mult mai bun decât șamponul. Pentru că șamponul nu mi-a plăcut, v-am spus, la început a fost foarte ok. Șamponul chiar am rămas, wow, un șampon ieftin să fie așa de bun. După care părul s-a obișnuit prea repede cu el și a început să se ungă mult mai repede.
același lucru l-am pățit acum cu un alt șampon profesional, dar acela încă nu este gata și am să vorbesc despre el într-un alt clip. Dar acesta a fost ok, n-am să-l recumpăr pentru că vreau să revin un pic la glisul meu care e preferat pentru păr. Între timp am descoperit un alt produs care mie îmi place foarte mult și eventual o să vorbesc despre el în clipul cu rutina de îngrijire a părului, pentru că mi-ați tot cerut. Un alt produs pentru păr a fost acest balsam cu ingrediente naturale de la Oriflame. Asta este din gama aceea nouă, Beautenicals, cu ingrediente 99%, mă rog, ăsta exact e 95% ingrediente de origine naturală și cu formulă biodegradabilă, cu o grămadă de minerale. Acesta mi-a plăcut foarte mult, șamponul un pic m-a dezamăgit, dar acela nici nu l-am terminat pentru că vreau să-l dau mamei mele să-l încerce și ea, să văd cum mi se potrivește ei. Apoi am terminat un spumant de baie de la Oriflame, ăsta nu se mai găsește, a fost o ediție de Crăciun, Sparkling Collection, am avut chiar două, ăsta mi-a plăcut foarte mult, chiar a făcut spuma, a fost super, chiar super bun. Un săpun lichid, tot de la Oriflame, ăsta e Milk and Honey, se cheamă Amber Elegance, acum mi-am cumpărat încă unul. Mi-a plăcut enorm, miroase foarte elegant, sincer, e chiar pe stilul meu și săpunul solid miroase superb. Zice Hand and Body Wash, într-adevăr merge foarte bine și ca și gel de duș. Și ce mi-a plăcut este faptul că pe mâine îți rămâne acel miros de săpun lichid parfumat foarte mult timp. Deci chiar au introdus un parfum în el care să fie super rezistent și mi-a plăcut acest lucru. Apoi am terminat, mă rog, cam pe jumătate l-am terminat, un produs de la Sios. Ăsta mi-a plăcut super mult, dar i-a trecut timpul, mai am cam atât, după cum puteți să vedeți. Da, nu știu, văd că scrie că a expirat anul trecut și nici nu m-am mai atins de el. Așa că, fiindcă mai am puțin, am zis că îl arunc pentru că nu mai are rost să-l țin acolo în dulap cu produse și m-am apucat de alte produse, dar a fost foarte, foarte bun. Chiar nu încărca firul de păr. Acesta se cheamă Salon Plex Hair Reconstruction Leave-In Serum. Apoi, un gel de duș. Ăsta mi-a plăcut foarte mult. Poate am să-l recumpăr, nu știu exact. Blissful Aura de la Oriflame. Am mirosit extraordinar de bine, a fost super fun și a fost un gel de duș cu sclipici. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut foarte mult acest gel de duș. Aici mai am încă un gel de duș mini, ăsta de la The Body Shop British Rose. Aici mai am un pic de apă pentru că de fapt era spumă, dar s-a topit. Asta e din gama cu trandafiri, miroase foarte, foarte bine. Și știu că am zis că nu vă mai arăt pastă de dinți în clipurile mele, dar Andrei a cumpărat o nouă pastă de dinți și mi-a plăcut enorm. Acum am varianta fără lux, e doar, cred că, 3 de white, fără păr glow. Deci e tot de la Blendamed, știți că e gama mea preferată sau brandul meu preferat pentru pastă de dinți. Dar asta mi-a plăcut super mult. M-a stat întrebat ce folosesc pentru dantură. Chiar nu mi-am albit dinții niciodată și beau cafea zilnic. Vin nu prea beau, sincer, poate o dată de două ori pe an. Aceasta mi-a plăcut super mult, deci se cheamă 3D White Lux Pearl Glow. Acum trec mai mult la partea de îngrijire de ten și make-up. Hai să le iau pe rând, nici nu știu exact cum să încep, dar încep cu asta pentru că mi-a plăcut enorm, foarte, foarte mult. Este Tetra Force Wash Off Mask de la Elisha Koi. Cred că o găsiți la Q Cosmetice Coreene sau ceva de genul acesta se numește site-ul, brandul din România care aduce astfel de produse. Mi-a plăcut foarte mult pentru că avea ingrediente naturale și o argilă foarte bună pe care am mai întâlnit-o doar la două branduri. La The Body Shop, cei de la The Body Shop au o mască cu argilă pentru tenul gras care este extraordinar de bună și tot așa cu alge și cu plante și e cam aceeași culoare. Și la un brand ungurest care se cheamă Ilci și ăla e super profesional și foarte scump. Deci astea trei branduri, să zicem, au un produs similar, dar vă zic, ăsta pe care l-am terminat mi-a plăcut foarte mult și știu că în mediul online e super lăudat acest brand Elisha Koi. Am mai avut parcă ceva de la ei, ceva pentru ten și un mini ser. Ăsta este tonerul, da, tot de la Elisha Koi, un alt produs corean.
Acesta a fost un toner, Gold Collagen Toner. Acesta mi-a plăcut foarte mult, avea o textură puțin mai gelatinoasă față de tonerele cu care sunt eu obișnuită, pentru că acele sunt super lichide, dar mi-a plăcut foarte mult, nici măcar nu l-am mai aplicat cu discheta, ci direct cu degetele, și mi-a plăcut pentru că intra foarte repede în piele și chiar simțeai pielea mult mai tonifiată. Deci asta chiar m-a surprins, dar loțiunea a fost horror de aplicat pentru că avea exact același ambalaj și ăsta e un ambalaj super tare, nu ai cum să îl îndoi și efectiv chiar nu ieșea. Loțiunea a fost stresant să folosesc produsul și mie nu-mi place să mă stresez cu astfel de chestii. Un produs care mie îmi place foarte mult și momentan încă îl studiez să văd ce efecte are pe termen lung. Exfoliantul acesta BHA, am citit câteva studii de specialitate care se contraziceau în aplicarea lui pe termen lung și tocmai de aia nu știu exact, dar am să citesc mai multe studii chiar medicale, deci nu review-uri a unor bloggeri, da? Dar din câte am înțeles, concentrația asta de 2% e destul de ok și safe pentru a utiliza foarte des. Deci oricum, BHA, în caz că nu știți, este acid salicilic. Ăsta este un produs foarte, foarte bun de la Paula's Choice. Și chiar mai am încă dubluri, mă ajută foarte mult să-mi țin acnea sub control, chiar nu știu ce m-aș face fără el, deci este un produs foarte, foarte bun. Și minimizează porii și îți curăță porii și nu-ți mai lasă bacteria să-ți mai creeze acnee pe piele, deci este un produs care e esențial în rutina de îngrijire a tenului, pentru că face ce n-are cum să facă o cremă sau un gel de spălat, efectiv soluția asta chimică îți distruge acea bacterie care îți cauzează acnea. Apoi, hai că mai am o grămadă de produse coreene aici. Ăsta este un set de măști reci. Una este caldă și una este rece. Dar asta este de la brandul Kaolin, dar oricum este un rip-off, pentru că m-am săturat de aceste branduri care își fac niște ambalaje extraordinar de mari și înăuntru au un pic de produs. Și pe mine chestia asta mă enervează și mi se pare că sunt mințită, sincer. Pe asta nici n-am mai putut să folosesc. Chiar mai am încă o dublură, vreau să vă spun, pentru că astea le-am primit. Dar haideți să vă lămuresc. Ele vin așa, una peste cealaltă, după cum vedeți. Și ai crede că, na, este un pic mai mult produs în el, dar nu. De fapt, aici este capacul. Da? E capacul. Și masca este atât. Nu știu exact dacă vedeți. Dar vă faceți o idee cam cât produs intră în el. Deci puțin. Și ăsta, mă rog, la fund nu mai are nimic, după cum vedeți, dar nu este produsul până la fund. Este tot așa, exact ca celălalt. Sau poate puțin mai mult. Pe asta nu l-am mai putut scoate pentru că s-a uscat. Este un fel de argilă foarte dură. Și s-a uscat pentru că aici chiar a fost puțin mai mult decât în partea asta caldă. Și tocmai de aceea nu le-am terminat deodată. Dar sincer, nu merită. Nu merită. O mască, în schimb, care merită și îmi place, deși am zis că nu mai cumpăr, dar chiar n-am mai cumpărat măști din acestea, v-am zis că nu le mai cumpăr, dar încep să consum cam tot ce am în sertar. Și măștile astea de la Garnier chiar au foarte mult produs în ele, de-aia îmi plac. Și în plus, masca de fapt este ca un fel de ser și nu trebuie să te speli după ce îți aplici această mască. Asta a fost Nutribum Milky Tissue Mask Intense Nutrition and Glow cu lapte de cocos și acid hialuronic. A fost foarte bun, încă chiar mai este produs. Vreau să vă spun că ei își pun o tonă de produs și chiar n-ai cum să-l termin. Nu știu, nu cred că se observă, dar eu simt, chiar mai este o grămadă de ser aici pe care n-am mai apucat să-l mai folosesc. Apoi, aproape că am terminat, aproape, pentru că am văzut că a expirat tot așa. Deși nu miroase a stricat, dar mai am cam jumătate din ea sau un sfert, nu știu exact, pentru că deja se vede fundul și la asta puteți să vedeți, deci acolo jos. Mi-a plăcut enorm și pe asta am să o recumpăr. Este o mască de noapte de la Novage, dar nu am să arunc acest recipient pentru că este de sticlă și vreau să-l găuresc.
Vreau să-l goresc dacă voi reuși, nu știu exact, pentru că e destul de groasă sticla asta. Și am să pun plante în ea ca să e de sticlă și tocmai de-aia vreau să reciclez acest ambalaj. De-aia vă recomand și vouă, dacă aveți produse de sticlă, puteți să le refolosiți, să vă plantați plante sau ce vreți voi în ele. O altă mască, dar asta nu prea mi-a plăcut și asta am folosit-o cam jumătate și am observat că a expirat, de la Nivea. Din ei au avut 3 tipuri de măști la gama asta, un minut urban detox. Și asta a fost una care n-a fost cea mai reușită. Mi-a plăcut alta. Era cu verde, parcă, dacă bine țin minte. Apoi un produs după care, să zicem că mi-e dor de el, pentru că a fost un produs excelent de la Novage. Un, tot de la Oriflame, un exfoliant. Un scrub, mai bine zis, zice Micro Exfoliating Scrub și exact asta a și fost. A fost un scrub dens în particule, dar foarte blând în exfoliere și mi-a plăcut enorm. Nu știu de ce l-au scos, sincer, pentru că a fost un produs foarte bun pentru ten. Nu cred că lumea nu l-a cumpărat și de aia l-au scos, chiar nu cred. Încă am o clientă care tot așa l-a cumpărat la recomandarea mea și ea mai tânjește după el, dar asta este. Un produs care mi-a plăcut super, super mult, deși poate să ziceți că la ce mi-a trebuit mie așa ceva. Am mirosit și extraordinar de bine, super profesional. Un produs pentru gât. Deci l-am terminat destul de greu, pentru că, mă rog, un singur gât am care e scurt, și n-ai cum să folosești așa mult produs, 30 de ml repede doar pentru cât, că n-ai cum. Și a venit și cu un aparat din acesta de masaj, mă rog, un dispozitiv de masaj. Brandul se cheamă Nia, dar este un sub-brand de la Strivectin, un brand super cunoscut de îngrijirea tenului și zice Tech Neck Line Smoother. Mi-a plăcut super, super mult. Chiar s-a văzut ceva diferență pe... Serios, mi-a plăcut super mult. Aici am o mini mostră de la Avant. Asta e un brand cu ingrediente doar naturale, care costă o enormitate, sincer. Deci când am văzut cât costă cremele lor, am vrut să știu de ce. Deci asta a fost o cremă de zi cu acid hialuronic, antioxidant, cu vitamina C și o grămadă de alte chestii. Nu am văzut absolut nimic de la această cremă, decât că este hidratantă. Deci pot să zic că dacă nu știam ce scrie pe ea, nu știam cât costă, nu știam, mai am încă una mare tot pentru zi, parcă. Deci dacă nu știam efectiv ce brand este, să citesc despre el și așa mai departe, ziceam că e doar o simplă cremă hidratantă și atât. Deci pe mine chiar nu m-a impresionat. Ăsta a expirat, e un primer de la Oriflame. A fost foarte, foarte ok și chiar l-am folosit. Mai am cam un sfert din el, deci chiar l-am folosit, dar na, asta e. Apoi două balsamuri pentru buze. Astea sunt de la Oriflame. Nu știu, nu mai prefer să pun pe buze chestii care sunt cu arome, prefer doar chestii de bază, cu ingrediente naturale și să n-aibă un gust pe care să-l simt în gură, pentru că nu suport. Apoi, am terminat în sfârșit acest gloss de la Pupa. Mi-a plăcut enorm, enorm. Ăsta, Balmy Oil. A fost un gloss mai uleios puțin, dar foarte plăcut pe buze. Chiar n-a fost lipicios și și hidrata buzele, asta mi-a plăcut. Două fonduri de ten mini de la Dior. Pe astea le-am de la prietena mea, Ani, de la Beauty Barometer. Cred că am în 200 de la ea, nu știu exact, așa. Mi-au plăcut foarte mult. Chiar nu știu exact care îmi place mai mult, Nude Air sau Star. Dar acesta Nude Air l-am acum pe ten și este un pic cam uscat. Un pic cam uscat. Stați să vă arăt care îmi place mie cel mai mult. Deci mie cel mai mult pe tenul meu mi se potrivește acesta, Capture Total, tot de la Dior. Și ăsta l-am cumpărat, am putut să-mi cumpăr așa un mini tester. Nu mai știu exact de unde l-am cumpărat, dar ăsta îmi place foarte mult, cred că mai mult decât Dior Star. Ăsta a fost mai lichid puțin decât Nude Air. Ăsta se usucă mat și e super, super pudrat acesta. Dar Capture Total este ceva de vis.
un gel pentru spălat, Institutul Este Derm Osmo Clean, pe care l-am tot de la Ani, mulțumesc Ani. Dacă nu ați fost încă pe canalul ei, vă las linkul în descriere să mergeți și la ea, la Beauty Barometer. Ăsta, știți ce mi se părea că miroase? A șampanie. Deci n-am mai întâlnit până acum nici un produs de machiaj care a băuturi. Dar acesta, sincer, miroase a șampanie. Ceea ce mi s-a părut super interesant. Apoi, trei produse de la Clinique. Dacă vă vine să credeți, mi-au plăcut foarte mult. Primul a fost un tinted moisturizer. Super lejer, cu acoperire. N-ai zice că a fost un BB cream, sincer. Apoi, un produs care a fost excelent. Deci, wow! Mi-a plăcut mult produsele de make-up de la Clinique. Deci, ăsta este Almost Powder Make-up și a fost 01 Fair pentru tenul meu. Super deschis. Aici a fost un burețel pe care nu-l mai am. Oglindă și aici era produsul. Deci a fost un produs super fain. Dacă voia să-l folosești pe post de pudră și nu pe fond de ten, că de fapt e un fond de ten pudră, puteai să-ți aplici foarte, foarte puțin și chiar îți făcea așa un ten super fin. De Photoshop mi-a plăcut foarte mult acest produs. A fost super. La fel mi-a plăcut și această pudră. Doar că la aceasta nu mi-am găsit eu nuanța și ăsta e 02 Transparency 2 și a fost un pic cam roz, dar am mai amestecat-o eu cu un alb sau cu, mă rog, și a ieșit până la urmă ce a trebuit. Apoi, am terminat această cutiuță cu minuni de la Oriflame, mi-a plăcut super mult. Două corectoare, dacă vă vine să credeți, două corectoare. Unul de la Giordani Gold, ăsta a fost bestial, deci a fost ceva superb. Genul acesta de produs, un corector baton, foarte, foarte moale și s-a întins ușor. Un produs care mi-a plăcut iarăși mult este acesta Concealer Full Coverage de la Nude Cosmetics. Și ăsta a fost super fain și două tușuri, unul de la Pupa și unul de la Sephora. Pe ăsta de la Pupa l-am folosit foarte mult, pe ăsta de la Sephora, sincer, nu prea l-am folosit, pentru că uitați și voi ce aplicator are și, sincer, chiar nu am reușit să fac mai nimic cu el. Așa că doar că s-a uscat acolo și asta e. Cred că e cel mai lung empty pe care l-am făcut vreodată, pentru că văd pe timer cât am filmat și sper să nu iasă la edit atât de lung. În fine. Sper că v-a plăcut acest clip, dacă v-a plăcut nu uitați să-mi dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare, pupici! Pa, pa!